Bun găsit, prieteni, sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să urmăm împreună o întâlnire interesantă din această etapă cu numărul 26 dintre FC Voluntari și Șep și Sfântul Gheorghe. Ambele echipe încearcă să joace pe atac. Din nou, o pasă excepțională pentru Gheorghe Budescu. Dă o pasă magnifică, ăsta este cuvântul. Iată-l semnând cu Voluntariul, asta după ce și-a încheiat legăturile cu FCSB. Ce pas excepțional. Dar prezintă unele denivelări. Mingea țopăie neașteptat-o. Gol! Gol marcat de Costică Budescu. De ziua lui. Budescu scrie cu capul în minutul 23. După un asist venit de la Vadim Rață. Te-ai fi așteptat să fie invers. 1-0 pentru Voluntari. Rezultat normal după cum s-a jucat în această jumătate de repriză. Prima reușită a lui Budescu în tricoul ilfovenilor. Foarte slab fundașul dreapta bulgar Dimitrov. Stă departe de Budescu, apoi este prins sub săritura acestuia. Foarte slab s-a apărat Dimitrov. 1-0 pentru Voluntari. La acest scor, Voluntarul face 46 de puncte. Budescu. Centrala lui Budescu, ce idee bună! Un vârf de gheată i-a lipsit lui Rață, lui Bergodi. Intervenție excelentă a lui Nițui. Nu știu dacă n-a fost cumva fault în atac. A lovit cu capul Nemeț. Foarte bun Nițui. Adică punând accent pe defensivă, Dimitrov. Dimitrov, centrare în fața porții. Mare ocazie, mare de tot a lui Iașcovski. N-a fost Tudorie, ci Iașcovski cel care a luat, dar este corner. A, nici măcar. Iașcovski îl talona. A trebuit să fie un semnal de alarmă pentru Liviu Cebotariu, dacă pentru jucător nu este. Ceea ce se întâmplă de câteva minute aici, șut apărat de Popa. În două rând, această cădere a trebuit să-i alarmeze pe cei de la Voluntari, care riscă să piardă tot ceea ce au... Este golul egalizator, care vine în mod normal. Lipsă totală de marcaj, înscrie Aganovici, 1-1, minutul 63. S-ar putea să fie și greșeala lui Popa, să vedem, pentru că să vedem reluarea, mi s-a părut că mingea a ajuns undeva pe 5 metri. Reușita lui Aganovici. Nu-l caracterizează golurile date cu lovituri de cap. Scapă de Rață. Gol era anunțat de acest Iureș, care a durat vreo 5 minute. Penalti pe care îl dictează Hațegan. Primul penalti pe care îl primește Voluntariul în acest sezon. Au nevoie de golul lui Budescu din penalti pentru ca FCSB să ia cele 3 puncte. Budescu, impecabil, dublă Budescu! 2-1 pentru Voluntari. Budescu face de ziua lui un meci memorabil. Gol! FC Voluntari a marcat pentru echipa noastră.
De un an și jumătate aproape, Budescu nu mai marcase o dublă. Îi se întâmpla de a da un hat-trick, de fapt. Lucasen cade ușor după duelul cu Armaș, încearcă să faulteze Aganovic. Pasa lui Helder Tavares pentru Marcelo Lopez. Lopez îl are în față pe Ninai. Lopez, o fentă, e mai rapid. Centrează pe lung și paradă fabuloasă a lui Nitui. Dar este 3-1, scrie Helder Tavares. Nitui s-a repezit la tușier. Sebastian Gheorghe este însă convins că o decizia corectă. Voluntarul face 3-1. Cu același scor a câștigat și meciul cu Mediașul, ultimul în care a reușit să se impună. 3-1, riscurile pe care și le-a asumat Bergodi nu dau rezultate. Voluntariul profită. Să așteptăm reluarea, dar oricum asta este decizia. Aici, fără dublaj, Ninai își arată limitele, nicio șansă în fața lui Marcelo Lopez. Centrare, Rea Meleche, superb din plonjon. Nu-mi dau seama, nu se vede, nu ajută cu nimic reluarea. Nu știu unde este Ninai aici. Ninai nu este offside, iată-l pe Ninai, deci treaba este clară. Nu este offside, Ninai în afacerea lui, dar asta nu-l scutește de a conta în joc. Gol absolut regulamentar, marcat de Helder Tavares. Este prima lui reușită de când joacă la Voluntari, prima reușită în...